Oncologic din București. Proiectul de lege pe baza căruia românii se vor putea bucura în curând de relaxarea măsurilor sanitare de luptă cu pandemia se află deja pe masa guvernului, potrivit unor surse. Românii ar putea renunța la mască în spațiile deschise de la 1 iunie. Proprietarii de hoteluri de la mare au primit vestea cu mult optimism și speră că își vor vedea curând afacerile prosperând. Este o veste mult așteptată, binevenită. Ne așteptăm să existe un semnal dat de autorități în sensul revenirii la normalitate, în sensul în care sunt eliminate anumite restricții, evident treptate în raport cu evoluția epidemiologică, dar să ajungem în cele din urmă acolo, să renunțăm la anumite restricții, la purtarea măștii și mai ales în contextul sezonului estival, la purtarea măștii pe plajă. Există vești optimiste și în privința restaurantelor. Premierul spune că acestea s-ar putea redeschide dacă au personalul vaccinat. Și asta indiferent de rata de incidență din localitate. Angajații par receptivi la ideea de imunizare anti-COVID. Eu cred că la începutul sezonului estival vom avea în industria noastră vom avea angajații vaccinați. Ok, vor mai fi probabil și excepții, dar marea lor majoritate vor avea vaccinul făcut. Discutăm în continuare despre acest subiect. E alături de noi într-o legătură telefonică medicul Radu Țincu, medic ATI Spitalul Floreasca. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua! Așadar, România ar putea renunța la mască în spațiile deschise de la 1 iunie. Cum vedeți această veste? Este evident că este o veste bună și cel mai important este că cu toții trebuie să înțelegem că toată această campanie de vaccinare și toate măsurile care au fost implementate nu au decât un singur scop, acela de a controla pandemia, iar atunci când pandemia începe să fie controlabilă, cu siguranță vom renunța la măsuri restrictive. Niciun guvern din lume nu își dorește să implementeze astfel de măsuri care să afecteze calitatea vieții oamenilor și să afecteze din punct de vedere economic. Însă va trebui să vedem, această relaxare va trebui să fie evident progresivă și depinde de trei elemente importante. Depinde de campania de vaccinare. Până în luna iunie mai avem deja o lună și ceva de vaccinare și sperăm ca acest proces să se intensifice, astfel încât cât mai multe persoane să fie imunizate. Depinde foarte mult de incidența pe care transmiterea în comunitate o are în anumite zone și depinde în continuare și de responsabilitatea noastră. Chiar dacă unele măsuri vor fi relaxate, sunt absolut convins că fiecare dintre noi, în funcție de vulnerabilitățile individuale, dacă am fost sau nu vaccinați, în funcție de cum există contextul în localitatea noastră, în comunitatea noastră, vom respecta în mod voluntar, responsabil, anumite măsuri pentru protecția propriei sănătăți. Domnule doctor, cred cu siguranță că acest an va fi un an în care vor fi implementate măsuri de relaxare. Campania de vaccinare a ajuns în punctul în care numărul locurilor libere este mai mare decât numărul persoanelor aflate pe listele de așteptare, din păcate. Așa cum arată lucrurile, putem spera într-un orizont de timp rezonabil ca pandemia să fie controlabilă în așa fel încât să ne gândim deja la măsuri de relaxare, fie ele și în aer liber? Trebuie să vedem de ce campania de vaccinare a ajuns aici. Sunt mai multe explicații. Fie persoanele nu mai au încredere în vaccinare, ceea ce reprezintă o reală problemă și atunci autoritățile, dacă identifică această cauză, vor trebui să înceapă o campanie de informare, astfel încât populația indecisă să poată să fie adusă la centrele de vaccinare. Însă nu cred că aceasta este explicația. Este clar că în primele luni au fost foarte mulți oameni care au dorit să se vaccineze și s-a creat această aglomerație în centrele de vaccinare. Acum lucrurile s-au stabilizat și s-au stabilizat pentru că mare parte a populației doritoare deja au primit doza de vaccin, iar numărul de doze alocate României a crescut foarte mult și atunci această creștere realizează un acces mult mai bun al populației la vaccinare. Însă, și aici trebuie spus un lucru, în ultimele luni de zile, cel puțin în ultimele 3-4 luni de zile, Ministerul Sănătății a uitat de prioritatea națională, aceea a vaccinării, și s-a preocupat de cu totul și cu totul alte lucruri secundare care au parazitat
limitat activitatea Ministerului Sănătății. De aceea cred că în perioada următoare vor trebui să vadă care sunt prioritățile adevărate ale României. O ultimă întrebare și aș vrea să vă rog să-mi dați un răspuns scurt. Ați invocat o problemă de credibilitate a campaniei de vaccinare. Cum ar putea fi reglată această situație și pe ce argumente ar trebui să mizeze campaniile de comunicare? În primul rând, pe prezentarea transparentă a datelor științifice, pe folosirea unor vectori de transmitere credibili și încercarea de a identifica acele mesaje care să se adreseze diferitelor grupe populaționale care nu cred în vaccin. Nu se poate merge cu un mesaj comun care să ne așteptăm să reușească să-i convingă pe toți, va trebui să găsim mesaje individualizate pentru anumite categorii sociale. Vă mulțumesc foarte mult, Radu Țincu, medic primar ATI Spitalul Floreasca. De altfel, și premierul Florin Câțu discută astăzi cu membrii executivului condițiile privind revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021, însă totul pare să se bazeze pe ritmul vaccinării, care cam bate pasul pe loc. Context în care Câțu încearcă să angreneze cât mai mulți influenceri, preoți, prefecți, profesori, primari, șefi de consilii județene, medici, toți au fost chemați la arme de șeful guvernului pentru a convinge populația să se imunizeze. Gabriela Del Popo ne spune mai multe despre planurile guvernului privind relaxarea și vaccinarea. Gabriela. Bun găsit! În perioada următoare au loc foarte multe discuții cu reprezentanții cultelor, mai ales în mediul rural. Aceștia știm că au o influență destul de mare în ceea ce privește mentalitatea locuitorilor față de campania de vaccinare. Trebuie să spunem că acolo se înregistrează și cele mai scăzute date conform unui sondaj făcut de o companie particulară. 19% din persoanele din mediul rural vor să se vaccineze, spre deosebire de aproape 38% în mediul urban. Cei care au făcut sondajul nu se așteaptă ca până la finele anului să fie vaccinate mai mult de 5 milioane de persoane în România, deși oficialii și-ar dori ca acest lucru să se întâmple până la 1 iunie pentru a putea redeschide hotelurile la capacitate maximă, restaurantele de asemenea, pentru a putea cel puțin pe malul mării să se renunțe la mască și alte măsuri de relaxare care țin și de relansarea economiei blocată în această perioadă de pandemie sau care a funcționat la capacitate redusă. Așteptăm așadar și un plan. Astăzi va avea loc o ședință în acest sens, iar toate ministerele vor începe să lucreze la propuneri pentru relansarea economică și, bineînțeles, acest lucru este strict dependent de relaxarea măsurilor, dar fără un anumit număr de persoane vaccinate în țară, oficialii nu se gândesc să renunțe la aceste măsuri. Trebuie, deci, în perioada următoare accentuată această campanie. Știm că au fost deschise deja și centrele mobile începând de ieri cu vaccinul Moderna și vor urma și cu Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură doză.